unde mă aflu? Eu gen slavă Domnului că te-ai trezit. Ce mama naibii de challenge e ăsta? Nu am nicio idee, nu eu l-am organizat. Dacă niciunul din noi nu a făcut-o, atunci înseamnă că a fost... Oh, nu. Salutare, băieți! Cum vă simțiți? Deci iarăși e o glumă de-a ta! Nu vă supărați pe mine, e doar vina abonaților! Ei au oferit o susținere enormă la ultimul episod cu piscina, așa că noi cu echipa Orange Blue am hotărât să mai facem un episod. Apropo, prieteni, dacă vă place această serie de episoade extreme, nu uitați să puneți like. Astfel, echipa Orange Blue va pregăti episoade din ce în ce mai nebune. De data asta te-ai asigurat ca să nu ne putem mișca din loc. Hai, spune-ne odată cum să ne deslipim. Regulile sunt foarte simple, băieți. Vom avea în total 8 runde în care va trebui să concurați unul împotriva celuilalt. Cel care va câștiga va primi un punct, iar cel care va pierde va trebui să îndeplinească o provocare. Partea cea mai interesantă este că provocarea va fi aleasă de către unul din abonații noștri. Deci mai nouă soarta nu e nici în mâinile noastre măcar. Ok, hai să începem mai rapid că mă mănâncă nasul rău de tot și nici măcar nu mă pot scărpina. Ce? Prima rundă constă în a ghici ghicitorile mele. Avem aici doi cilindri foarte grei care se vor mișca cât mai mult spre voi cu fiecare răspuns greșit. Aveți voie să răspundeți greșit de 3 ori, însă a patra oară veți risca ca capurile să vă fie zdrobite de acești cilindri minunați. Nu e așa că e un concurs magic? Da, mai ales că cuile alea au și sânge pe ele. Am mai făcut chestia asta cu alți participanți, na. Am uitat să o spăl foarte bine, dar nu cred că contează foarte mult, dar nicio... Genă pe primul loc. Se murdărește după iar și nu mai vreau, gata. Genă pe primul loc. Glumești, de când echipa Orange Blue face challenge-uri atât de periculoase? Mulțumește abonaților! Să începem jocul! Începem prima ghicitoare! Sunteți nerăbdători, presupun, nu? Da, să scăpăm mai repede de acest scoci! Hai, și începem cu prima ghicitoare. Ce este mai ușoară decât o pană, dar nu o poți ține mai mult de un minut? Flacăra! Săraticul! Strategia lui Eugen, spune toate cuvintele pe care le știi. Mai ușoară ca unică. Băieți, dar voi chiar vreți să muriți sau care e treaba? Mercurul din termometru! Iar premiul pentru cel mai prost răspuns e cel mai eu încerc să mă gândesc, adică nu vă este frică de moarte sau de durere sau nu vă gândiți înainte să dați un răspuns? Tămâia, pe bune! Fulgul de zăpadă? Prima ghicitoare nu a răspuns nimeni corect, deci respectiv începe distracția. Pe care e răspunsul corect, Vlada, spune? Răspunsul corect este... respirație. Mă gândeam deja suflul cilindru. Dar stai un pic, eu pot să țin mai mult de un minut respirația. Vezi că la Eugen vine. Deci mai avem încă o șansă, da? Două. Da, adică o șansă. Deci, hai cu următoarea ghicitoare! Am găsit o ghicitoare. Ce-mi place, ce-mi place. Fiți atenți, persoana care îl face nu are nevoie de el. Persoana care îl cumpără nu și-l dorește. Persoana care are nevoie de el nu știe de existența sa. Ce este? Încă o dată. Încă o dată, finală. Deci persoana care îl cumpără... Persoana care îl face nu are nevoie de el. Persoana care îl cumpără nu și-l dorește. Persoana care are nevoie de el nu știe de existența sa. Ce este? Ce? Apropo, pot să vă dau un hint, pentru că acest obiect
A fost folosit foarte des în episoadele Orange Blue. Vă rog, gândiți-vă, da? Stai, gândiți-vă. Stai. Și a fost folosit foarte des în episoadele Orange Blue. Cine-l cumpără? Bine, în afară de voi, că voi ați avut nevoie să faceți un video. Ce? Stai, ce dai, mă? Mai aveți 3 secunde la discuție. Nu, stai. Carton, un ciocan. Gantiera! A fost folosită în multe videouri. Dar tu te-ai gândit la ghicitoare sau ai spus orice obiect care ți-a venit în cap? Am folosit în foarte multe experimente și challenge-uri. Și premiul pentru cel mai prost răspuns! Știu! Sicriu! Da! Sicriu! Da! Yay! Sicriu! Wow. Sicriu! Îmi pare rău, Euge. De fapt, nu-mi pare rău. Scoate! Deci o să fim ipocriți? Deci, hai! Aaaa, deci, cilindrul se apropie din ce în ce mai, opriți-l! Eram la limită, la o secundă se pornească și cilindrul supra mea. O să mi-am dat seama, sicriile băieți și fete, sicriile. Urmează a treia ghicitoare. Pot călători cu aproape 100 de kilometri pe oră, dar nu părăsesc niciodată camera. Mă poți acoperi, dar asta nu mă încetinește. Nu vei ști dacă vin doar odată sau iar și iar și iar și iar. Ce sunt eu? Comentatori. Sunetul. Nu. Pasăre, rândunica. Deci rândunica stă în cameră? Papagalul. Stă în colibie. Dar călătoresc umbra. Și călătorești cu aproape 100 de kilometri pe oră? Umbra. Soarele. Sunet, nu vei ști dacă vin doar o dată sau iar și iar și iar și iar. Mă poți acoperi, dar asta nu mă încetinește. Și mine. Mă poți acoperi, dar... Rău. Vrem mai multe indicii. Da, mai multe indicii. Am impresia că nu mai am. Vrem mai multe indicii. Strănutul! Ce? Strănutul. Sănătate. Strănutul este răspunsul corect. Nu. Da, nu, no, zic că nu e asta. Tușitul. Da! Stai acolo. Băi! Băi, ce e asta? Băi, se cadă peste mine. Nu mai pot de căldură. Zi mersi că n-ai murit încă, Doamne. Doamne, mă doare inima. Cum poate un om să nu doarmă nicio zi timp de 25 de zile și totuși să fie ok în a 26-a zi? Bea 20 ceva de energizante și cafele. Fi prea banal, nu crezi? Mă plictisesc deja cu voi și încep să-mi pierd nervii. Și știți cu toții că am probleme cu nervii. Că nu degeaba sunteți aici, da? Așa că îmi dați acum variante de răspuns. Mai spune o dată măcar. Încă o dată ghicitoarea. Ultima oară! Cum poate un om să nu doarmă nici o zi timp de 25 de zile? Totuși să fie ok în a 26-a zi. Indicii! E complicat! Indiciu, știi ce? E un țintă de asta la tine în căpul. Nu, asta nu e un indiciu. Indiciu este zi. S-a blocat. Windows-ul reset. Indiciul este zi. Stai. Pentru că el ziua nu doarme. Doarme doar noaptea. Corect! Da! Nu. Eu vreau să văd cum... Nu e corect, nu. Da, e corect! Nu știu ce ne duc ați ceva. E corect, dar nu că e deja nu mai sunt. Eu tremur tot. Băieți, aveți grijă cu următoarea ghicitoare. Stai într-un avion. În fața ta este un cal, iar în spatele tău o mașină. Unde ești? În vis! În vis! În avion! Pe scaun. În portbagaj. La avion. Într-un scaun, dar unde? Pentru sunt multe scaune, sunt scaune peste tot, sunt scaune. La cinema. Nu, la scaunul ăsta, pilotul.
fața ta e motorul avionului care are cai putere, iar în spate e mașina. Nu! Un cal în fața ta. Un păi cal. Da, cai putere, nu? Nu, cai putere. La căruță. Pe scaunul la căruță. Ești într-un avion. Ce contează? E avion tras de cai. Mă rog, gândiți-vă că e pot efectiv deci să scot asta. Dar indicii, hai pe indicii atunci. Astea scoate indiciile pe scaunul posibile. Pasager. Stai într-un avion, în fața ta este un cal, iar în spatele tău o mașină. Eu știu, știu, știu. Nu știi. Pe traseu în aeroport, de pista de decolare, fața este o mașină care trage avionul. Să înțeleg că ambii pierdeți? Nu! Eu ce pierde doar? Eu mor! Păi, gândește cu capul măcar în ultimul ceas al tău, gândește cu capul. Suntem într-un avion. Păi ai spus că suntem într-un avion! Hai că vă dau un indiciu, deci când erați mici ați mers pe acolo destul de des, vă plăcea. Știu, știu, știu! Aventura Park, carusel, chestii din aia rotundă care stai pe avion, pe... Da? Bravo! Eu încerc să mă duc de aici pentru că... Corect, Eugen. Îmi pare rău, Adi. Ce spui rău? Nu, Vlada, o să ai asta pe conștiință. Iar acum urmează să intrăm în live direct cu voi și să alegeți una din provocările pe care le vom face lui Adi. Un anumit perete pe care vi-l arăt imediat. Deci, acesta este peretele cu provocări. Vă arăt imediat și pe cine trebuie să îl provocăm. Deci avem doi băieți, Eugen care a câștigat și nu trebuie să facă nicio provocare și Adi care trebuie să Adi. Deci, prieteni, acum îmi alegeți voi mie soarta. Scrieți chiar acum în comentarii un număr de la 1 la 8, iar cel mai des întâlnit număr din comentarii va fi numărul de provocare. E unul fain, vă rog eu mult. Deși în probabilitatea să fie ceva fain nu cred, că uitați-vă ce cilindru am eu la cap. Așa, vă arăt acum numerele pe care trebuie să le alegeți. Deci începeți, vă rog, să scrieți în comentarii câte o cifră, de la 1 la 8, timp de 10 secunde, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit. 1. Să vedem. Deci, vom mai avea multe provocări, deci fiți pe fază și așteptați să apărem pe live. Ți se va pune pe față ceapă tăiată. Place. Mult de tot. Ah, ceapa curge, are mult suc. Nu. Deci, acum o să-ți fac o mască de ceapă, foarte bună pentru ten. Da, o să fiu extrem de iute. Gurița închisă? Poți să pun și în gură, vrei? Nu. Nu te întreb. Ah, ok! Da! Nu mai rezist la mirosul ăsta. Aaa, și cu... Acum asta de ceapă, de suc de ceapă. Au! Aaa, ochi, ochi, ochi! Aaa, ustru, 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 ustru! Gata, ți-ajungi, ți-ajungi, gata cu salată! Ustru, ochi! Și înșelana, au! Deci eu văd acum doar cepe în fața mea. Sper că data viitoare te vei concentra mai mult, da? Deci eu plâng acum. Plângi. Mi s-a stupat și pasul. Nu-i de ajuns că mi-ai băgat un cui în frunte, dar și cu ceapă încă mai dai deasupra. Așa, dai cu sare pe rar. Păi nu e vina mea, adică trebuia să ghicești niște ghicitori simple. Ok, spune-ne cum scăpăm noi de aici. Mamă, ce provocări! Sper că următoarele să fie mai simple. Sau mai bine să rezist la toate rundele și Adi să facă toate provocările. Eu o să le câștig, o să vezi.
În această nouă rundă vă vom testa rezistența prin într-o metodă de tortură folosită chiar de forțele speciale. Aceasta se numește stropii de apă. Fiecare din voi va avea un recipient de apă, iar va picura apă. Primul care va renunța, va pierde și va face din nou o provocare. Începem! Atât de rapid! Da! Să avem uzi! Nu! Începe! Gâtele! Nu vă e sete, adică... M-am gândit pentru voi. A, da, gâtele la frunte. Și e rășă! Nu o să rezist mult. Renunț! Renunț! Oprește apă! Oprește! Acum urmează o nouă provocare pentru Eugen. Intrăm din nou în live cu voi. Nu știu cum Adi pur și simplu se râdea. Este insuportabil când apa îți cade în gură, pe care chiar și în ochi mi-a intrat, chiar și în nas. Nu am rezistat atât de mult, așa că am renunțat. Hai să fie provocarea și să trecem la următoarea rundă. Eu am avut cel mai mare noroc pentru că toți stropii îmi cădeau pe frunte și în ochi, unde era ceapa. Deci eu aveam plăcere când spălam toată ceapa și nu am mai ustră ochii și atât de bine acum. Doar că îți ud iloarcă în spate, după cum observați. Acum avem o nouă rundă și avem nevoie de ajutorul vostru ca să-i dăm o provocare lui Eugen. De parcă până acum nu a suferit. Avem nevoie de voi, cineva cu mine să intre în live ca să aleagă unul din aceste numere. Hai, Alexandra, te-am pus pe tine în live. 2. Deci numărul 2, da? Haideți să vedem ce se ascunde sub numărul 2. Dar voi deja veți vedea în noul nostru video. Ți se va unge miere pe față. Aici Eugen a pierdut și a primit provocarea să îi se ungă miere pe față. Avem capul lui Eugen, avem miere, avem de toate! Vlad, ai grijă să nu-mi nimerească miere în ochi sau în nas! Păi închide gura, dar... Bum! Am zis să nu-mi intre în nas! Ajunge! El zic că ajunge. Acum sper să nu vină un roi de albine sau de viesp la fața mea, altfel sau un urs. Băieți, vă este foame? Vrem să ne eliberezi! Să știi că am pregătit un challenge special pentru asta. Deci să vă explic regulile. Deci de partea de voi veți avea fixată o ciocolată cu două capete. Ambele capete va fi... Gurița? La voi în gură. Scopul este să trageți ciocolata spre voi, iar cine câștigă va trebui să o mănânce la final. Deci eu mă gândesc chiar la voi! Chiar mă gândesc la voi! Ați înțeles regulile? Let's go! Să începem! De parcă mi-ar fi foarte foame. Wow, e un geniu, un geniu. Se vede că ți-e foame. Nu mai am spațiu în gură. V-am dat și apă, bă, și hrănesc și ziceți că sunt rău. Lucrează buzele. Doamne, ce înfometați sunt băieți! La mine asta se moaie în miere și e dulce! Eu sper că... Mai mâncați frumos, că se aud niște unde sunete! Unde-a stat tața asta? Măi, eu te bag în cuvânt de tot scot. Haide, secretul e că trebuie să înghiți asta. Nu înghiți nimic. Eugen are lângă el miere, dar Adi are ceapă și cred că îi vine puțin miros. Aromă de ceapă, nu? Nu e vreo că m-a supărut. Nu mai există prietenie când este vorba de ciocolată.
Gata, mă, de-ai pierdut! Parcă scot organii. Deci, acum, cum fac să o mănânc? Eugen a câștigat! Hai să-ți dau o ciocolată. Nu vreau, nu vreau pentru că am mâncat destulă miere, așa că mi-i dulce în gură. Vreau să văd ce provocare face Adi. Treaba ta. Adi, ești gata? Da. Cu, dăm ciocolată. Începe. Măcar dăm ciocolată mie. Da? Nu ai meritat. Hello, darkness, my old friend. Deci Adi a pierdut. Haideți, adunați-vă pe live. Acest episod a fost pur și simplu, cum să zic, imposibil de pierdut din partea mea. Cum? Chiar dacă acest challenge este extrem de periculos, este unul super interesant. Chiar o să vă placă, sunt sigur. Și pentru asta apăsați chiar acum pe butonul de like, să facem un nou record la numărul de like. Sunt sigur că o să batem recordul. De la 3, 4, 5, 6, 7, 8... Din 10 secunde scrieți un număr și voi alege random cifră, o persoană. Deci acum 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Și acum încep cu comentariile. Să aleg unul. Haideți. Ana, numărul 4. Haideți să vedem ce avem. Ascultă numărul 4. Vei primi o felie de tort în față. Hai să vedem. Adi, sper că ești plămân. Dacă nu am mâncat batonul de ciocolată, o să mănânce tort. Iar pe voi, cei din live, v-am pupat și mersi pentru ajutor. Pe curând, avem tortul. Ne urcăm pe scară. Ce cu headshot-ul ăsta în față? Stai! Mi-a căzut tot tortul în față. Nu, e imposibil să mai ajung la tort. Asta a fost. Aveam și eu o șansă să mănânc tort. Cum arăt? Am tort la cap. Ce băieți? Mai rezistați? Aceasta este următoarea rundă. Fiecare din voi va ține în gură o sfoară. Ce va ține deasupra? Un balon deasupra capului. Cine primul renunță, va primi și un balon cu apă în cap. Începem runda! Sunteți gata, băieți? Nu că, bine, v-am întrebat așa și eu de amabilitate, dar începem runda! Mă doare fals, e din ce în ce mai complicat. Mă doare, așa am fiat... Maxilarul meu! Așa am fiat... Așa am fiat muscularul la din... Hai să mișcă! Ok, o să dorm între timp. Ca să înțelegeți... Foarte ușor! Ca să înțelegeți ața... S-a înfășurat în jurul unui dinte, deci dacă te dau drumul, o zboară și dintele. Dacă vorbești, nu chiar o să pierd. Atunci mă concentrez. Ai, pierdeți odată cineva din... Nu! Nu, de ce faci asta? Nu, nu-i corect! Nu! 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 Acum, foarte încet îl iai de acolo, pentru că eu am câștigat. Prieteni, voi nu aveți idee cât de tare mă doare maxilarul. Vreți să răcorești puțin? Pare rău, Eugen, dar nu a fost prea spectaculoasă această probă. Băi, asta e ce putem face. Nu. În ce a constat runda? Să ții un balon în gură sau să-l spargi deasupra capului? Ai pierdut, îmi pare rău, asta e. De parcă noi fi legat acum. Deci, acum mai am de făcut și o provocare. Ce provocare va avea Eugen de data asta? Chiar dacă a primit un balon cu apă în cap, asta nu este finalul. Deci, dragii noștri urmăritori, vă rog frumos să scrieți în comentarii un număr de la dintre 3, 5, 6, 7, 8. Timp de 10 secunde vom alege în mod aleatoriu o cifră, iar după cum bine știți, sub aceste hârtii vor fi câte o provocare. Deci, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diego a ales numărul 8 și hai să vedem ce se ascunde aici.
vei primi un ou în cap. Minunat, îmi plac aceste provocări. Mulțumesc, dragii noștri urmăritori, pentru ajutor. Eu v-am salutat. Era cât pe ce să primesc un balon cu apă în cap, după care balonul s-a spart. Acum urmează să primesc un ou! Provocarea pe care a primit-o Eugen e să primească un ou în cap. Da, hai, da, pe! Lada, nu de frunte, dar în cap. Ce e asta? Îmi vine să vomit. Îmi intră în ochi. Cap, deci vei avea o mască de păr foarte bună, îți spun eu. Ce am scris pe frunte? Scriți în comentarii. După prima impresie a lui Adi, am înțeles că niciodată nu o să ghicesc ce sunt. Acum vom juca Ghicește cuvântul de pe frunte. Fiecare pe rând va da câte o întrebare despre cuvântul scris, iar cine ghicește cuvântul câștigă această probă. Yee! Începe! Hai să ne jucăm! Hai, zi-mi, ce sunt eu? Da, să zic deodată? Păi ești! Ok, hai că o să pun eu prima întrebare. Sunt un personaj? Nu. Okay. Eu sunt o ființă sau... Deci, nu sunt un animal, da? Ok. Sunt un obiect? Nu. Stai, nu sunt ființă nici pe... Nu sunt personaj nici pe... Ok, hai. Eu sunt personaj din filme, desene animate? Da. Da. Da? Da. Eu sunt o ființă? Nu. Musca mamă Italia. Fu! Vine la ciocolată, Adi. La ciocolată de pe nas. La ceapă. Stai un pic. Păi eu nu sunt ființă, nu sunt personaj, nu sunt obiect. Ce n-ai, mă? Ok, hai, pune întrebare. Deci, acum trebuie să enumerez mai multe personaje din filme. Adevărat. Trebuie să dai mai multe întrebări. Deci, Adi, sunt un personaj din filme. Sunt băiat sau fată? Sunt băiat? Da. Ok. Fac parte din spațiul cosmic? Nu. Deci, sunt un personaj din filme, sunt băiat, ok. Am costum de supererou? Nu. Există în lumea reală? Da. Ceva nu. Da, există. Deci, nu sunt în costum. Am păr lung? Nu. Am păr scurt înseamnă. Sunt băiat, am păr scurt, nu am costum. Deci, stai, nu fac parte din spațiul cosmic, nu sunt ființă, nu sunt personaj, nu sunt obiect. Ce mă mai ai bius? Dar există o lume reală. Fac parte din domeniul științei? Da. Ok. Sunt tânăr? Ce înseamnă tânăr? Vezi că asta e relativ. 30 de ani sau 50 de ani? Între astea două, da? Da. Sunt din domeniul științei, mai exact, din domeniul medicinei? Da. Deci, sunt din ce țară pot să fiu? Sunt din America? Nu. Sunt o boală? Da. Sunt din România? Da. Am avut amploare recent, în perioada 2020-2021? Nu știu tu dacă ai avut. Nu, n-ai avut. Mihai Bendeac? Stai, sunt COVID? Cum a sunat asta? Sunt COVID? Nu ești COVID. Nu sunt YouTuber, nu sunt influencer, nimic din astea, da? Da. Asta complică situația. Ba nu, o simplifică. Sunt o boală. Foarte grav. Boala dată e foarte gravă sau nu? Adi, e foarte gravă. E gravă. Deci, am înțeles că nu sunt actor, nu sunt YouTuber, ok. Actor. Dorian Popa! A ghicit! Acum spuneți-mi, vă rog, ce scrii pe fruntea mea. Ce scrii? Dă-mi o naipi de orange, blușă de tot. Scoteți-mi foaia asta. Am spazmă. Salut tuturor. Vă rog să ne ajutați și în 10 secunde să-mi scrieți un număr dintre acestea care sunt pe perete. 3, 5, 6, 7. Din aceste cifre vă rog să-mi scrieți în comentarii o cifră și o să aleg la întâmplare o cifră. Pentru cei noi care intră, pe fiecare cifră este o provocare. Hai, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, cifra 7. Haideți să vedem ce avem aici. Se vor prinde clești pe față timp de 30 de secunde. Adi, îmi pare rău. Ai auzit, da, provocarea? Cei care a scris cifra 7, îți mulțumesc foarte mult, să știi că ești un scump sau o scumpă. Deci, prieteni, aparent cifra 7 era cu clești. Am experimentat odată cleștii pe față, nu e deloc plăcut. Nu e atât de dureros. Dar cum vine înapoi și zic, dar nu 30 secunde, 30 minute. Tal care cu o prujină, bam! Timp de 30 de secunde, începem. Punem la uscat față la oare. Cronometru. 1, 2, adică cronometru 3, e urgent. 4, 5. Aaaa! 7, 8, aaaa! 10, au, 11, au, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, gata, au! 30! Au, scoate! Au, scoate, că doare! Alea de pe obraz, doamne, ce dureau! Fața mea a avut de suferit astăzi și cu clești, și cu cui în frunte. Nu-mi prea place această minge deasupra. Eu dacă o mai uit mult, mă hipnotizează mingea asta. Runda următoare se numește cine clipește, acela pierde. După cum bine observați, avem o ață suspendată și o minge. În felul următor face. Voi începe de aici să țin mingea și pe măsură ce trece, voi începe să cobor această funie. Dacă clipiți, pierdeți. Așa că începem cu Eugen. Stai, direct a început jocul de la mine, da? Păi, oricum, o să fac și cu Adi, adică dacă clipiți, hai, pierdeți. Te concentrezi? Este ireal! Îmi pare rău, ai clipit. Adi, tu nu vei scăpa pentru că cine știe, poate pierzi și tu. Eu așa o să mă uit la minge. Uite așa, ochii politici. Așa, ești gata? Da. Să vedem ochii. Încă o dată, mai vreau o șansă, încă o șansă, te rog, încă o șansă. Îmi pare rău, dar nu, se pare că ați pierdut ambii. Asta ce înseamnă? Că veți face ambii două provocări. Poate mai încercăm o dată și unul din noi nu clipește. Nu, dragii mei, îmi pare rău, dar astea sunt regulile. Iar acum începem provocările. Avem nevoie de voi, vom intra acum pe live și vom vedea care din acele cifre, din 3, 5 și 6, vor fi nenorocoasele pentru participanții noștri doi și drăguți. M-am bucat un cârceal, nu-mi simt un picior. Dai pe minge. Dacă n-ați apăsat butonul de like, o să primiți... Da, unde minge? Așa. Provocările noastre. De data asta avem doi învinși. Eugen, Adi, ambii au pierdut. Deci avem nevoie de două provocări. Deci avem numărul 3, 5, 6. Vă rog, acum în 20 de secunde, să îmi scrieți câte un număr pe care îl voi alege. Unul pentru Eugen și altul pentru Adi. Începem acum numărătoarea inversă. 20, 19, 18, 17, 16. Și avem cifra 6 pentru Eugen și cifra 3 pentru Adi. Cifra 6 pentru Eugen, ce avem noi aici? Timp de 30 de secunde vei fi stropit cu furtunul. Îmi place. No! Eugen, îmi pare rău. Iar acum să vedem ce avem pentru Adi. Vei primi o farfurie cu făină peste față. Sper că sunteți pregătiți, dragii mei. Mulțumesc celor implicați pe live pentru ajutorul vostru și abia aștept să vedeți ce provocări nebune am făcut de data asta. Chiar nu știu dacă ați mai văzut așa ceva. Avem furtunul și avem apă. 30 de secunde pentru Eugen. Nu sunt pregătit. Da! No! 1, 2, 3, 4, 5,
jumate. Da, băi! Stop! Ce cu? Nu! Nu, cronometru la plată! Apă ochi! Mi-a plăcut să văd asta. În această rundă sunt cu Bea. La 1, 2, 3, avem 2, 3. Aaa, ochi! Ajutar! Ai răscut-o de ochi! Eu nu pot respira! Mai de ultima probă, băie! Un șervețel, vă rog. Dragii mei concurenți, cum ai simțit? Mă rog frumos, te văd în anual. Ai foarte bine, dar să știți că, sincer, provocările chiar au fost nebune. În unele din ele chiar eram așa reticente. Zic, doamne, să le fac această provocare, să nu le-o fac, e cam... Dar v-ați descurcat, bravo! Iar acum urmează ultima probă, cea decisivă. Și cred că este cea mai plăcută pentru voi, pentru că când voi da startul, va trebui să vă eliberați de acest lipici de peste tot, iar primul care se va elibera va câștiga. Cel care va pierde va trebui să urmeze ultima provocare cu numărul 5. Așa că 3, 2, 1, start! Asta e foarte proastă idee să ne ridicăm atât de repede. Amețit! Asta e foarte proastă idee să vă ridicați așa de brusc după ce ați stat 5 ore culcați. Spatele meu! Doamne, zici că ești un... Ce cu tine? Parcă ești un domnolat de ăla de experimente. Băi, dă-l naibii, nu mă pot ține. Băi, dar vreau și domnolatul ăia după multe teste. Stăm mai mult de 5 ore aici, da? 5 ore în care suntem torturați. Prieteni, numărul 5 aparent pentru mine este ghinionist, pentru că... Hai că e ok. Le umfla un balon cu gura până explodează. Deci, dați-mi un balon. E simplu. Așa, ca ultima provocare. Aceste provocări să nu uităm că au fost făcute pentru noi când eram culcați, dar provocarea finală avea să fie mult mai grea și mult mai dificilă dacă noi avea să fim legați acolo. Acum e simplu. Hai să vedem. Dită mai balonul. Am pus balonul în gură, deci... Și noi trebuie să ne depărtăm. Acum o să facă făina... Ia, privește, privește cum o să arate asta. O să fie un slow motion. Hai, Adi. Hai. O mică chestie, o să trebuiască să țin cu degetele pentru că zboară în gură. E prea mare presiune, deci uitați-vă cât e de mare. Păi eu mă pompă. Ce naiba, de ce nu explodează? Înainte ca să-l explodăm, trebuie să apăsați numai decât pe butonul de like. Hai! Voi glumiți cu mine de a-ți luat balonul ăsta! Ce e ăsta? Hai, Adi! Să plătim ce e ăsta! Mea picioare! Ce e ăsta? Ăsta e cel mai mare balon din viața mea, pe care l-am văzut vreodată! Deci, pentru voi fac. Ce dracu e asta? De ce nu explodează? Fața mea că m-a plesit la mână. Ok, vreau să știu de unde a dat cu balonul ăsta. A apărut în studio.
Josh a vrut să explodeze. Hei, Josh, da, dacă vreți partea a doua acestui episod, unde băieții vor fi lipiți pe perete, trebuie să strângem acum 80.000 de like-uri. Mă uit la voi, like, și eu mă duc să torturez băieții. E ceea ce îmi place să fac. Sunt sigură că strângem 80.000 de like-uri la acest video, așa că ne vedem în partea a doua. Dacă v-a plăcut acest challenge, abonați-vă pentru a nu pierde partea a doua. Iar noi avem o dilemă, pe care perete să fim lipiți în următorul episod. Pe cel din dreapta sau pe cel din stânga? Scrieți în comentarii, dreapta sau stânga? Cu voi a fost Eugen, Cloud, semnul întrebării, Adi, ne revedem foarte curând!